Ne-am întors în direct. Generalul american Ben Hodges a anunțat că urmează o serie de atacuri cu HIMARS din Herson. Totodată, fostul șef al trupelor americane în Europa crede că orașele ucrainene Melitopol și Mariupol vor fi eliberate până în ianuarie. I'm a retired U.S. Army Lieutenant General Ben Hodges. My last assignment in the Army was as the commander of U.S. Army Europe from 2014 to 2017 here in Wiesbaden, Germany. Ukraine has achieved irreversible momentum. They will probably push Russian forces back to the 23 February line in the next 2 months, and they will liberate Crimea by next summer. Generalul locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant general al armatei americane în Europa, a declarat că, în opinia sa, eliberarea orașului Kherson a deschis calea pentru ca forțele armate ucrainene din Ucraina să desfășoare o contraofensivă și să recucerească alte orașe ocupate din sudul Ucrainei și Crimeea. Generalul Hodges a declarat acest lucru într-o postare pe Twitter. HIMARS va trage în curând din Kherson. Apropierea de Crimeea sunt în raza de acțiune. Acest lucru va degrada apărarea rusească în timp ce aripa stângă a contraofensivei va cuceri Mariupol și Melitopol până în ianuarie. Apoi începe faza decisivă a campaniei Eliberarea Crimeei, a scris acesta. Hodges a inclus în postarea sa și o diagramă a razei de acțiune a diferitelor tipuri de rachete. Rachetele pe care le lansează lansatoarele HIMARS au o rază de acțiune de până la 70 de kilometri, ceea ce înseamnă că pot ajunge în cea mai mare parte a zonei ocupate de ruși de pe malul stâng al Niprului în regiunea Kherson. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat livrările de lansatoare multiple de rachete HIMARS către Ucraina, spunând că scopul Statelor Unite este de a înneca Ucraina în sânge.